Bine v-am găsit, stimați telespectatori, așa cum v-am spus, din cauza vremii rele, că mâine se anunță fulgere și tunete pe Caraiman, acțiunea pe care trebuia să, pentru care am și venit, printre altele, la Sinaia, care trebuia să aibă loc mâine, nu mai are seamănă pe duminică, nu pot să mă duc, așa că m-a sunat astăzi Ionuț Cojocaru, istoric Ionuț Cojocaru, cel mai bun turcolog al nostru, care este, sigur că orice istoric, în relație telefonică cu organizatorii acestei acțiuni, pentru că și el a venit ca să participe, urma să mă ia pe mine cu mașină, complicat, și mi-a spus că, mi-a transmis că domnul Codrin Munteanu i-ar fi spus că în noaptea asta crucea pe Caraiman este luminată în tricolor, crucea se vede în timpul zilei de la balconul blocului meu muncitoresc, dejist. Patru etaje, trebuie să le urc, este ceva, am urcat azi o, asta cum îi spune, imprimant, am crezut că mor. Am ajutat un profesor, profesor de chimie, și el m-a întrebat, domnule, mai învață ăștia, era Sinaia, mai învață ăștia chimia. Zic că, mă rog, sunt unii care vor să une, care vor să devină asistente și trebuie să dea la chimie. Dar nu, asta probabil un urmăritor de-al meu, trebuie să-l salut cu acest lucru, care dacă se uită, că m-a ajutat să duc, adică atât dânsul, cu ce aminte, imprimanta mea s-a stricat și am cumpărat una nouă. Astea, de aici. Bun. Dar m-am uitat în noapte, în seara asta, chiar pe la 10, nu se vedea pentru că este încă, nu știu, ceață sau poate că e noapte, sunt multe lumini, voiam chiar să o filmez, sper că mâine o să o filmez. Am primit și un ro alert aici, tunete, fulgere în Sinaia, n-a fost niciun tunet, ceva ploate așa un pic. Bun. Asta este deși unii urmăritori, telespectatori, îmi spun că ar trebui să trec la sfârșit aceste note, însemnări privind viața mea intelectuală, eu nu trec pentru că acesta este un jurnal video al vieții mele intelectuale, nu este jurnalul unui analist politic sau comentator. Ce vreau să vă spun apropo de aceasta? M-am spus că sunt preocupat de însemnările zilnice ale Reginei Maria. Din câte am înțeles, Regina Maria a făcut însemnări zilnice din 1919 până în 38. Pe piață există la ora actuală, de la mai multe edituri, o să vedeți, e o brambureală totală în legătură cu aceste însemnări zilnice. De exemplu, volumul 6 a apărut la acesta, Historia. Istoria traducătoare Sanda Ileanu Racovician. Volumul 8 apărut la altceva, la Cognitia. Și au apărut până acum, aveam pe hârtie cred că până la volumul 8 și am găsit și online și restul volumelor până la volumul 10, care înseamnă 1927, 28. Și am citit că pe piață a apărut și volumul și însemnările din 1929 și din 1930. Am văzut, iată, însemnările din 1900. Azi, ducându-mă, sunt pe o librărie care este, de fapt, papetărie, nu la aia clasică, la cea la care mă duc eu de fiecare dată când vin la Sinaia, este undeva pe la Mega Image, de fapt, papetărie, calcule cu manuale, dar am găsit aceste însemnări zilnice, cărțuri, 1929. Este la Corint, traducătoare, doamna Georgeta Filii. Ce este ciudat este că normal era după 28 volumul 10 să fie volumul 11. Acum a trecut însemnări zilnice, 29. Am văzut că a apărut tot așa și volumul 12, 1930. M-am dus la
librăria aia mică, librăria mică de la adevărată librărie din Sinaia și mi s-a arătat, nu aveau, am vrut să văd o minunăție, avea această carte, da? Regina Maria, Însemnări de ultima parte a vieții, martie 37 iulie 38, tot editura Corin, dar traducător este studii introducții traținute Sorin Cristescu. Domnul Sorin Cristescu a apărut în 2018, spunea în 2018 că lasă pentru viitor proiectul volumelor până în 36, cred că 29-36. Stimați telespectatori, eu, dacă vreți, o să spuneți, păi, dacă mă întrebați pe mine care este expresia bramburele din această țară, aveți aici. Și avem niște însemnări, da? Era normal ca ele să fie făcute de o editură, taca-taca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiecare volum să aibă, cum a scos editura Academia, dar a murit Eugen Simion și nu a mai scos nimic, asta, volum, titlu, copertă, editura aceea, traducător acela și note. Același aparat de note. Unele sunt traduse de unii. Unele au note, altele n-au note. Normal era să fie volumul 11, văd că este 1929. Stimați telespectatori, încă o dată, într-o lume, într-o țară serioasă, se începe o editură și dacă vine o altă, dacă aia dă făliment și vine alta, se face taca-taca, volumul 1, același format, volumul 2, același format, aceeași poze, sau poate diferite, pentru ca să fie stas. Și repet, cam peste tot lipsesc notele. Regina Maria vorbește despre foarte mult, scrie fiecare zi, personalități, nume care nu le știam, n-au. Am căutat, am întrebat istorie specialiști, sunt foarte multe nume. Unele volume au la sfârșit un fel de listă, nu indice de... Deci trebuie să aibă indice de nume și localități. Foarte important pentru că eu, când caut și caut, să zicem, Sita, adică Elena, să găsesc paginile unde se referă la ea. N-au paginile unde se referă. Nici vor. Cotroceni. Paginile unde se referă la Cotroceni. Toată această brambureală care este post-decembristă, nimeni nu mai face nimic serios. Adică nimeni... Nu știu. Faceți mă o editură de stat. Să fiu altă. Cum știu? Ministerul, înainte era revista editura ICR. Nu, hai să facem o editură a Ministerului Culturii de stat. Care, sigur, dar care să aibă numai anumite opere, cum e la Regina Maria, sau însemnări și care sunt astea, făcute, nu știu cum erau, repet ăsta de la Academie, făcute profesionist, este o brambureală totală. De ce? În cazul Reginei Maria, eu am o întrebare. Noi avem aici niște, avem o fată a regelui Mihai, da? Deci cum ar veni, este, doamna este Margareta, custodele regal, da? Ea are chiar o fundație, este moștenitoare, deci este fiica lui Mihai, da? Și este Regina Maria, da. Mă, de nu poate să, nu putea să financeze, că de aici vine fundația asta, Margareta, că au luat o moștenit de la Mihai, averi, păduri, castele, mă, să moștenească, nu, eu nu spun să administreze. Adică să financeze această și momentul care se finanțează, să nu se încărde cumpărată. Cine Dumnezeu cumpără călțoiul ăsta? Dar cât are, mă? 84 de lei. Cine? Îți rupe și mâna. Nu era normal? Și repet, uite, propun, bă, faceți, mă, o editură a, de stat, a Ministerului Culturii, da? Care, repet, trebuie să dea aia poezii și alea, care să dea ăsta clasă și băgă bani, nu știu, cu un consiliu de administrație, sunt de acord, cu un președinte, nu știu,
Liceanu, Patapievici, nu, ei sunt, și care să gireze apariția unor cărți fundamentale în istoria poporului român. Pentru că foarte mulți care apare acum, Argetoianu, e o nebunie, sunt fără prefețe, nici asta nu are studii, fără note, nu știe nimic, fără acea seriozitate. Deci, adevărata serie serioasă este cea scoasă de Eugen Simionu, ne-am și Arghezi, a fost și Petru Dumitriu, adică cu note, la Arghezi este cu să zic, indice de nume, știu precis, fiecare tabletă este explicată în final. Tableta a fost publicată, n-a fost publicată, a fost și un titlu. Așa se, dar asta presupune bani. Și bani nu pot să vână editurile, oricare nu fie editura de România, într-o chestie serioasă, pentru că sunt sub... Atunci, repet, faceți o editură de stat, nu e nicio rușine. Când era în al doilea mandat Ion Iliescu, Octavian Știreanu, care a devenit consilier, care a lucrat colaborator, eu l-am lansat în pro... El venea de la Cluj, a venit ca și Conean Istorescu, și a fost și director la Azi, unde eu am fost, fost patron și eu eram redactor șef. Și el a insistat foarte mult a unei fundații, a președinții asemănătoare fundațiilor regale. Fundații regale. Fundații regale au fost, au scos capodopere. De ce? Pentru că anumite cărți nu pot fi să le vâne în circuitul comercial. Mă rog, n-a reușit nimic, că Iliescu s-a temut, că ce o să zic că e, da. Dar în cazul de față am o funda, am Margareta și cu Duda care ar putea să facă, nu știu, o funda fundației regale ei și vor găsi bani. Lasă o parte faptul că ușe. Bun, să trecem. Astăzi la Constanța a avut loc o acțiune inițiată, organizată și condusă de Ambasada României la București, în spețele doamna ambasador. Acolo, domnul Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, da, a declarat, a prezentat pe larg planul de partid și de stat, planul de stat, prin care urmează să România urmează să devină, dacă se poate spune așa, un transportor al cerealelor ucrainene. Deci un plan. Ia să vedem ce a zis domnul Sorin Grindeanu, dar și atmosfera de acolo. Prin România, astăzi, de asemenea, am luat decizii care vor îmbunătăți și vor crește nivelul de tranzit al grânelor prin România. Ca să vă dau un ordin de mărime, în luna august s-au tranzitat prin România în jur de 2,5 milioane de tone de grâne. Mai mult, peste 2,5 milioane de tone. Nivelul la care ne dorim să ajungem în lunile următoare este de 4 milioane de tone și este posibil acest lucru. Vreau să reafirm sprijinul Guvernului României pentru Ucraina, să condamn încă o dată agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și să spun cu fermitate că vom sta alături de Ucraina până la capăt în acest conflict provocat de către agresorii ruși. Mulțumesc! Da, avem două secvențe din această și declarația domnului Sorin Grindeanu, lider PSD. Așadar, stimați telespectatori, guvernul României nu a făcut până acum nimic pentru reformă, n-a făcut nimic pentru azilele de bătrâni, n-a făcut nimic pentru droguri, pentru lupta împotriva droguri, în afară de acel spectacol penibil în care familia Pascu a fost transformată în dușmanul de clasă al României. N-a făcut nimic. După crevete n-a făcut nimic. Am trecut, m-am dus eu la un spital aici pe Băneasa și lângă el, mare, unia spital, aveam nevoie,
A, era un diepele. O cred că l-au închis. Păi, chiar lângă spital, funcționa, nu face nimic. Dar când e vorba de cerealele ucrainene, că ați văzut, imediat domnul Grindeanu s-a dus, a luat măsuri, ne spune cum vor piloți. Deci este un plan uriaș care funcționează ce azi. Mă, să fiu al dracu, nu este un plan de infrastructură, nu e un plan de spitale, nu este un plan de ce vreți, nu știu, de îmbunătățire educației, avem însă un plan bine pus la punct pentru ca România să devină, cum să spunem, transportor. Deci România acum are o nouă misiune, nu mai este eminamente agrară, ci este eminamente transportoare. Bun. Cine spune aceasta? Ne spune că adevărata conducătoare României este ambasadoarea Americii la noi. Și este așa. Un alt fapt a fost astăzi. Comisia Europeană, evident că nu a mai prelungit restricțiile privind cerealele ucrainene. Să vă reamintesc. Comisia Europeană a dat posibilitatea, adică a scutit cerealele ucrainene de taxe și în același timp de condițiile ca să pătrunzi pe piața europeană, din afara Uniunii Europene, trebuie să îndeplinești, nu știu, niște continuu. Adică cerealele noastre ca să ajungă pe piața Uniunii Europene, trebuie să îndeplinească niște condiții care le face foarte scumpe. Adică să nu aibă aia, să nu aibă aia, să nu fie modificate genetic. În cazul ucrainenilor, Comisia Europeană a renunțat. Renunțând, toate aceste cereale au făcut pulbere țările din jur, Polonia, Ungaria și până cereale, da? Sigur, întrebarea pe care mi-o pun eu și apropo de acest plan condus de americani de transformare a României într-un transportator. Puteți mai te respect, vreau să știți ce este un război. Deci constat că Ucraina are un exces de cereale. Puteți să-mi spuneți și eu, nu spun nimic, are. Mă, dar cine muncește? Deci faptul că s-au făcut atâtea cereale care inundă Europa și lumea și nu au cum să fie transportate, ne spune că cineva muncește. Cine, mă? Că nu cred că au muncit ucrainencele. Sau bătrâni. Au muncit muncitori, combinieri cu tot. Ei nu sunt pe front. Nu înțeleg încă o dată. Puteți să-mi spuneți și mie cine e pe front din Ucraina? Marea majoritate a bărbaților sunt plecați, refugiați, unii din ei cu bani. Marea majoritate lucrează în agricultură, sport, fotbaliștii joacă la Dinamo Kiev și la ăsta. Deci rămâne un mare mister. Mă rog, poate că vor fi niște ucraineni invizibili. Sau poate, bun. Deci este limpede. Și astăzi Uniunea Europeană a decis că, și în urma scandalului făcut de mai multe țări, s-au intrat niște restricții de cereale. Polonia a anunțat că ea continuă să restricționeze, Bulgaria, care era un fel de România din anii 90, imediat s-a întrunit Parlamentul și o permite, la noi, domnul Ciolacu a făcut două mișcări, toate de tot azul. Primul a dat un comunicat al guvernului în care îi roagă pe ucraineni să facă un plan în așa fel încât, cum să zic, deci să facă un plan în așa fel încât cerealele lor, care nu mai sunt restricționate, acum să nu mai inunde cereale. Asta e cea mai tare, dar ia să vedem. Așa. Ia de un comunicat, da? A. Guvernul României regretă că nu a fost identificată o soluție așa. Așteaptă planul de acțiune al Ucrainei cu privire la exportul de cereale, urmând să ia decizii, așa, prezentarea planului de acțiune cu privire la măsurile eficiente de control exporturilor pentru prevenirea denaturării cerealelor din țara noastră, măsuri pe care le va prezenta până în luni 18 decembrie. Păi, mă, telespectatori, dacă
ucraini, ca să aibă un plan de măsuri de control al exportului, exportul nu este, cum să spun, invadarea, deci cu cereale, este din partea guvernului. Adică domnul Ciolacu zice așa, mă, nu mă, eu cred că săracul Zelenski și Kuleba n-au nicio treabă. Nu! Ce se facă control? Ei, adică ei au interesul să invadeze și piața românească. Deci, adică mi se pare, cum să spun, este ca și cum, nu știu, un cartier terorizat de niște cetățeni și, cum să zic, noi, poliția îi roagă pe cetățenii respectivi, faceți-ne un plan, uite, avem o rugăminte, că nu-i mai terorizat. Al doilea lucru deturnat este că guvernul român a decis să dea un fel de subvenții fermierilor români afectați de cereale. Deci ei, în loc, guvernul loc să pună piciorul în prag, ca și Polonia, ca și Ungaria, spune, ca și Polonia. Bă, gata, nu, nu. Nu i-a zis, bă, n-avem ce face, că Zelenski și Kuleba și ne înjură. Și atunci au hotărât să dea din buget, din taxele și impozitele noastre, să finanțeze pe fermieri afectați, vreau să finanțeze pe ucraineni. Este inimaginabil. Apropo, gândiți-vă la cartierul terorizat, miliția, în loc să vină și să ia pe aia pe sus, să nu lase, zice, bă, n-avem ce face, trebuie să plătim celor din cartierul respectiv, trebuie să-i suporte pe aia și să-i plătim pentru că au fost terorizați. Deci, stimați telespectatori, domnul Ciolacu, dacă n-ar fi un prea supus al în alte curți de la Washington, ar trebui să facă o chestie simplă. Din punctul acesta de vedere, bă, ca și polonezi, nu mai permite în cereale. Ce face el? Așa. Zice, ei, rugăm să ne trimită un plan din care se rezulte că ei vor renunța la invadare. Și mai telespectatori, de-aia s-au și bătut ca Uniunea Europeană să ridice, cum să spun, să ridice restricții, să nu le prelungească. Deci, ele au fost până pe 15 septembrie pentru că o serie de țări, Polonia, Slovacia, Ungaria, chiar și noi și Bulgaria, au făcut gălăgie și am zis, bă, de nefiind restricții, ne invadează. S-a dat drumul acum, deci ei ne vor invada și Ciolacu spune, nu, domnule, avem, uite ce, îi rugăm pe prietenii noștri ucraineni să facă un plan prin care nu ne invadează. Păi, dacă era așa, nu se bătea Zelenski să se ridice interdicțiile. Interdicțiile vizează tocmai neinvadarea și nu numai atâta, dar dăm vreo 60 de milioane de euro. El zice că finanțează pe fermieri români, dar finanțează pe fermieri români afectați de invazia cerealelor. Păi cel mai simplu, nu mai lăsă, nu mai invadeze și nu mai dăm niște de miliarde. Și acum am văzut, a, ceva este, uitați, este, ia uite ce vom face noi că transportul, da? Ia uite ce vom face că transportări, zice domnul Grindeanu. Așa. În luna august s-au tranzitat pe România 2,5 milioane tone de grâne, mai mult, dintre care jumătate sunt droguri, mai mult peste 20 milioane. Nivelul la care ne dorim să ajungem în urmă este de 4 milioane și zice decizii. Păi ce repede au luat decizii, Grindeanu, la autostrăzi să nu ia decizii. Bun. Prima ar fi suplimentarea proiectului pentru deci navigabilitate pe Sulina, 24 din 24. Deci adâncește Sulina, delta se face pulbere. Vase, asta, da. Mărește numărul de piloți. Deci aduși de la... Ui, repet, România a devenit, potrivit lui Grindeanu, nu mai e nici colegător, nici agricultor, suntem transportori de cereale ucrainene. Bun. Și stimați telespectatori, domnul Spânu mi-a trimis și o să și prezint mai pe larg la un moment dat. Așa. Într-un site pe care el
este top secret ca Iova, că nu mai colaborează la Cotidianul. Domnia sa mi-a trimis un material, deci este pe site-ul topsecretcraiova.ro. E public în stilul domniei sale, manipulare idiotă, nici o dronă de lume nu face cratere că nu este dobolită, dar nici nu este fragmente. Deci, mă rog, cu documente și astea o să prezint că ea are mai multe 3 episoade, o să le prezint numai de pe toate, dar oricum deja vă recomand să citiți, că arată cu precizia pe care o are că o dronă nu face cratere. Drona este, sau din alea declarații ale oamenilor de acolo, că spărgeau geamul, deci drona este o frecție făcută cu mijloace materiale ieftine și se poate încărcătura. Bun. Eu adaug la ce spune domnul și apropo de ambasadoarea americană, care este șefă, mai țineți minte că domnul Klaus Iohannis marți 5 septembrie a declarat că nu a trecut nicio dronă, nimic, 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 iar pe 6 septembrie a declarat că a trecut și apoi a început droniada, festival, cum spune Conea Nistrescu și Ciprian Longodeanu, festivalul dronului. Gata! S-au descoperit bucății, televiziunea Antena 3 și cu Digi, se duc la fața locului, cetățenii ne spun cum ca drone, deja s-au anunțat și ăsta, spațiu aerian, un besencisme care e ajuntul celorlalți besencisme și anume Petrescu, unul Vlad a declarat, nu știu unde, într-un ziar din Suedia, că noi vom trimite acolo antenele. Deci, de ce? Este foarte simplu. Este foarte simplu pentru că, potrivit tuturor știrilor, domnul Zelenski va merge în Congresul American și va pleda pentru ca Congresul să aprobe 26 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Ați înțeles acum de ce s-a schimbat, adică de ce a fost obligat Klaus Iohannis să mănânce puncte-puncte. Că nu se poate, șef de stat, să spui. Deci, până pe 6, până pe 5, pe 6, dar pe 5, nu exista nicio dronă și să vă mai spun un lucru. Mai țineți minte că deci, atacul de noapte de duminică spre luni, 4 spre 5, în care ucrainenii, Kuleba și el au descoperit că au trecut drone, a fost al nu știu câtele atac în zonă, Ismail Renșel. Mă, până atunci n-avea cu nicio dronă. Cum dracu din noaptea aia când au, în primul rând, din noaptea aia, ucrainenii au zis, gata, au trecut drone, nici ei nu au zis până atunci. Și după ce au zis ucrainenii, noi am zis, gata, au trecut drone și acum, în fiecare zi, se descoperă o dronă, s-au făcut adăposturi cu tare. De ce? De ce e nevoie de această atmosferă? Pentru că domnul Zelenski, de fapt, este, are nevoie, împreună cu tata moșu Biden, să arate Congresului că Rusia atacă și o țară membră NATO care este foarte îngrijorată. Iar noi, jucând în această piesă, jucând așa cum ne cântă, jucând tontoroiul cântat de doamna Cumpoșeta, de ambasadoarea Americii, care ați văzut și aici, la Constanța era, adevărata conducătoare a României, trebuie până când ne dă la banii, până când primește, dacă aprobă Congresul American, să vedeți că nu va mai fi nicio dronă. Gata, să dezbani. Da. Nu ați auzit de Dan Voiculescu? Da. Vestea pentru care eu am râs, m-am distrat, este următoare. Nu știu, un site din România a dat că un raport al ONG din Ucraina l-a trecut pe Dan Voiculescu printre persoane care sprijină Federația Rusă. Dan Voiculescu, bun, nu putea să nu ia în seamă, pentru că, să spun, nu era chiar guvernul. Bun, și a luat foc și s-a dus repede la Antena 3 și a declarat următoare. Deci, un site din România, TF-List, a citat un raport al unui ONG din Ucraina
care îl trece pe Dan Voiculescu printre sprijinitorii Federației Ruse. Da? Ah, iată ce a zis marele Dan Voiculescu, la care a făcut puște marele popa Dan Voiculescu, patronul, președintele lui popă PSU-ul, partidul ăla, președintele partid, fondator, gânditor, autor de cărți. Imediat a intrat în fibrilație și a zis: a făcut stupefacție că sunt inclus într-un raport al unei ONG din Ucraina ca sprijinitor al Federației Ruse. Nimic mai fals. Am fondat un post de televiziune de știri care este cel mai pro-american. Alo, alo, tata moșu. Alo. Postul de știri nu poate să fie pro-american, trebuie să fie pro-român. Sau cel mult pro-adevăr. Care este cel mai pro-american, pro-NATO din România. Ai de mine, nu știam că coțofenele lucrează la cel mai pro-american, pro-NATO din România. 1. Postul de știri nu poate fi pro-american, pro-NATO, poate fi cel mult pro-român, că e român, i-am zis că e cu asta, și orice pot, este deci pro-România și în plus, sau ce mai important, el este un post obiectiv, pro-adevăr, da. Au. Și începe. O, începe. Pe lângă continuă, m-au trecut pe mine, pe lângă continuă informare corectă, care arăta crimele săvârșite de Federația Rusă în acest război nedrept și neprovocate guvernul Drachev. Postul de televiziune Antena 3, CNN, nu, Coșoplon, a construit un sat al speranței la granița cu Ucraina pentru toți refugiații care aveau nevoie de adăpost. Nu, eu aștept de la Șopron CNN să ne reflecte adevărul, dar susținerea mea pentru drama poporului ucrainean este fără rezerve. Și a luat PSL ăla, da? Chiar oricine afirmă opus în minte și manipulează pentru motive pe care nu văd. Sunt un susținător fără rezerve al parteneriatului României cu Statele Unite și cred că aderarea noastră la NATO este una dintre temate, domnule Dan Voiculescu, mai nou preot, mogul și fondatorul al Popa, eu Popa, Poala Popii, Popa, Popa, Poala mea, acel partid care de fiecare dată a intrat în Parlament așezându-se ca o căpușă pe spatele PSD, cum va face și acum. Stimate, unu, nu poți să fondezi un post pro-american sau pro-NATO, ci, repet, pro-România sau pro-adevăr. Doi, oricât încearcă domnul Dan Voiculescu, și am spus de numărate ori, el este pe o listă. Lista pe care o reflectă faptul că ONG-ul ăla chiar o scurt la trecut. Deci când spui Dan Voiculescu la americani, aha, ăla care a făcut pușcărie, ăla corupt, ăla securi, s-a terminat. El e nebunit acum și de aia și reacționă. Și cu se reacționă, zic că l-a trecut plurus. Uite-ți și pe mine, bănuiesc că mă trec trei sferturi din ONG și ce fac gălăgii, nu sunt pro-ruse, nici nu mai interesează, nici pro-ruse, nici pro-ucrainean. Când ăștia, Rares Bogdan și ăștia, făceau un pamper și eu scriam despre colonizarea rusească a României, dar nu simt nevoie să mă justific. Ăsta și-a sărit imediat. Cum mă, pe mine, pro-NATO, mă faceți pro-american, mă faceți pro-rus? Da, mor. Doamne, ce slugărnicie băloasă, de ce este în stare atât? Deci dacă Ciolacu, Iohannis, Dan Voiculescu, eu am zis, băi, și-am făcut pușcării, eu ieșeam de acolo, până, bă, eu fac o televiziune de adevăr. Nu, e nebunit acum să intre acolo în grațiile lui Newland, cred că al ambasadoare, cred că și ambasadoare. Zice, bine, mă, am înțeles noi, da, tot pe listă ești, da, bun. Și acum, să ajungem la cea mai mare comedie, tot domnul Marcel Ciolacu. Domnul Marcel Ciolacu a dat un interviu la un ziar austriac și a zis textual. Dacă Austria continuă și la jaiul din decembrie să ne refuze admiterea în Schengen, noi atunci o să dăm în judecată la, nu știu, curtea aia de... Unde, mă?
Așa, Curtea Europeană de Justiție. Oh, imediat. Deci, ce este nenorocirea? Este o presă la ora actuală mai pro-Ciolacu decât a fost pe vremuri presa pro-Băsescu. Și chiar decât presa pro-Ilie. Eu chiar în locul lui Ciolacu aș fi neliniștit. Iliescu avea o presă pro-Iliescu, dar erau și ziare care îl atacau. Era în România Liberă, evenimentul zilei, da? Băsescu avea o presă pro-el, dar era Antena. Acum, toată presă, Digi, Antena, e aliniată la pro-Ciolacu. Și această presă a făcut azi mare caz, fără să spună, să preciseze că e vorba de o intenție a lui Dacă, din decembrie, și fără să spună felul următor, băi, oameni buni, procesul ăla, dacă ar fi așa, ar dura vreo 2-3 ani. Și noi până atunci intrăm în Schengen. Unul și cel mai important este, nu văd nicio curte internațională de justiție, curte europeană, care este greșeala Austriei. Eu spun, bun, Austria și-a exercitat dreptul ei constituțional, european de veto, nu înțelegeți? Dacă la noi în Parlament, USR, să zicem că votează împotriva ceva, da? Nu știu, împotriva, nu știu, relației dintre România și Burundi, da? Și urmarea acelui vot, nu se face majoritate și noi românii nu facem nu știu ce cu Burundi, cum să fie dat în judecată? Că este dreptul unui grup parlamentar să voteze cum vrea el. Austria, că eu apăr. Dar Austria nu poate să spui că s-a luat o decizie în jai să noi să fim scutiți de Schengen și ei au pus polițiști. Nu, și-au exercitat dreptul de vot cu Schengen. E pentru prima dată. Este ca și cum cineva l-ar da în judecată pe Marcel Ciolacu pentru că în calitate de premier, el ia decizii ale premierului. Sau, Guvernul României, care dă o hotărâre de guvern, ar fi dat în judecată de ce? Că de ce a dat hotărâre de guvern? Dreptul lui. O să-l spui dacă le-a făcut aiure, dar restul, dacă e cineva nemulțumit de cum să dea în judecată Austria pentru faptul că și-a exercitat dreptul. Schimbați Constituția, legea fundamentală a Uniunii Europene, nu mai fie drept de veto și gata, s-a terminat. Mare publicitar ăsta, domnul Marcel Ciolacu. Dar, repet, neliniștitor este faptul că nu mai avem deloc presă anti-PSD, anti-Ciolacu. Nu anti, un băcar obiectiv. Toate, până și presa TFUseristă. Poate să mai critique pe Stănescu, dacă nu e vorba de Ciolacu, mai zice așa, că are niște manșete, că și-a făcut o pată, dar nu mai era cum era Antena împotriva lui Băsescu și cum era evenimentul zilei împotriva lui Ion Iliescu. Nu mai, gata. M-a pus mâna și pe presă. Deci presa s-a ciolacizat. Ciolanizan, mai degrabă, să cerem. Mulțumesc, la revedere!